Este pentru? Pentru. Mulțumesc. Vă rog propuneri de președinte. Pentru. Vă rog propuneri pentru. Vă rog propunem pe domnul viceprimar Shinghi, președinte. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Unanimitate. Pentru. Vă rog, domnul președinte, pe cine să le astăzi. Bună ziua! Comisiile, nu știu cum să facem, comisiile s-au ținut? Comisiile s-au ținut deci până acum și vor semna după ce vor fi prezenți. Deci intrăm direct în... Vă rog să intrăm în miezul problemei. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Tulcea și filiala Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România în vederea implementării proiectului Școala de Vară Vernacultura, meșteșuguri tradiționale în context contemporan, ediția a doua. Comisii sesizate pe fond 1, 2 și 5. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2, avizul este favorabil, le-am semnat. Și comisia 5? Favorabil. Aveți favorabil cu comisia 5. Bun. Mulțumim pentru explicații. Explicații, o prezentare? Da, o rugăm pe doamna arhitect șef să ne zică două vorbe. Noi de mult timp ne dorim să viabilizăm spațiul satului tradițional pescăresc. Am încercat prin mai multe acțiuni pe care le-am derulat cu elevii de la liceu și este clar un interes pentru această zonă tradițională și totodată și contemporană, în sensul că ne dorim ca să existe un centru permanent de calificări, acesta ar fi scopul final, de meșteșuguri tradiționale în construcții, unde să putem să calificăm tineri care doresc să rămână în Tulcea și să lucreze în domeniul construcțiilor, în restaurare de monumente istorice, în construirea de construcții ecologice din materiale sustenabile sau în restaurarea unui vast patrimoniu vernacular pe care încă Dobrogea de Nord îl are, dar din păcate și el pe cale de dispariție. Și atunci această școală de vară ar fi o primă încercare de a vedea cum ar putea să funcționeze într-un format mai extins un posibil centru de calificări. Școala o să se desfășoare efectiv pe perioada 7 unei săptămâni, deși pregătirea ei necesită o durată mai mare și cu totul ar fi, proiectul cultural va dura 8 luni de zile. Va începe din luna februarie și se va finaliza la sfârșitul lunii septembrie 2024. Acum, din activitățile școlii de vară, o să avem niște module teoretice care vor fi susținute de specialiști din Tulcea, adică de arhitecți, de restauratori sau de cercetători din partea ICM-ului și vor fi invitați 5 meșteri coordonatori care vor coordona atelierele practice specializate pe lemn, pe zidării din piatră, pe pământ, adică chirpici, zidării din paiantă sau alte tehnici care folosesc acest material. Vor fi pe stuf, un atelier de stufărie și va fi un atelier alternativ care folosește practic meșteșuguri tradiționale, dar cu materiale un pic mai noi, cu materiale chiar experimentale, cum este cânepa. Practic, în cele 7 zile, prima zi va fi de prezentare a întregului proiect. Acum am uitat să vă spun că grupul țintă este format din 20 de participanți, care vor fi elevi ai Liceului de Arte de la anii mari, adică din clasa 11-a și a 12-a. Vor fi elevi ai școlii, aici vreau să mă ajutați, școala de artă și meserie în Mincu, de la secția de construcții și vor fi și 4 studenți arhitecți care sunt din Tulcea, studenți la arhitectură. Acesta va fi grupul țintă format, după cum am spus, din 20 de persoane. Legat de activitățile propriu-zise ale școlii de vară, în prima zi vom face această prezentare a modulelor, le vom înmâna
niște pliante cu activitățile școlii. A doua zi va fi o excursie de studiu în întreaga zonă ca să le să introducem puțin în arhitectura locală și în elementele ei caracteristice și vor fi 4 zile efective de lucru cu module în care vor asista timp de 8 ore în fiecare zi în aceste module teoretice și practice. Și ultima zi va fi practic de discuții de, și de pregătirea evenimentului final, care va fi de lansarea unui ghid de bune practici. Ne propunem să facem acest ghid și să-l oferim gratuit tuturor bibliotecilor liceelor din Tulcea și să facem o expoziție cu ceea ce s-a întâmplat în timpul școlii de vară. De la schițe, la imagini, cu modulor de lucru, vor avea în aceste ateliere practice, vor face și intervenții pe casele existente, pentru că e nevoie de o mentenanță permanentă a lor, mă refer la casele din satul Pescăresc, dar vor face și alte elemente, cum ar fi elemente de mobilier urban sau alte elemente decorative care vor rămâne în peisajul satului Pescăresc. Dacă aveți întrebări... Ca să vin în completare și să justific urgența întâlnirii de azi, încercăm să obținem o finanțare din timbru de arhitectură. În după amiaza aceasta e termenul limit de depunere. Solicităm ordinului arhitecților din timbru de arhitectură o finanțare de 10.000 de euro, care va fi însoțită de o finanțare din partea filialei Dobrogea de încă 1.000 de euro. Deci filiala Dobrogea oferă încă 10% din suma pe care o solicităm. Implicarea primăriei Tulcea este cu satul Pescăresc, cu transportul până acolo și cu implicarea umană și de personal. Dacă nu vom reuși să ne calificăm pentru finanțare, o să mai dăm o hotărâre și o să punem fiecare... O să vedem. Bineînțeles. Ne pliem. Ne mergem către sponsori, mergem către alte surse. Oricum ar merge la atelierul de chirpiri să facă un cuptor pentru satul Pescăresc. Nu, să fac o pâine, plăcintă. Și vrem să mulțumim și domnului consilier Cristi Olteanu, care ne-a ajutat ieri un pic să ne punem partea financiară în ordine. Mulțumim și executivului pentru promptitudinea cu care au răspuns, cu care ne-au răspuns, și sper că vom avea și votul dumneavoastră. Mulțumesc. Bun, dacă asta este tot, trecem la vot. Vă rog, cine este pentru? Doamna Sucov, nu participă la vot. Pentru. 14 voturi pentru. Împotriva, abțineri, nu avem. Luca pentru. 14 voturi pentru proiectul acesta. Vă mulțumim din suflet. Și multă sănătate celor care strănut acolo. Stau în curent, n-am ce să fac. Înghesuitul, ce spuse. Aveți grijă cu sănătatea. Luați un teraflu fierbinte. Multă sănătate. Mulțumim pentru doar mintegoar și din la revedere.